Dumneavoastră, Romana, ce părere aveți că în satul dumneavoastră s-a turnat asfalt? Este foarte bine ce a făcut domnul primar pentru satul nostru. Ați mai visat vreodată să aveți asfalt? Nu cred că niciodată, și dacă nu era domnul primar... Au mai fost și alți primari care au promis. Da, au mai fost alți primari. Dacă nu era domnul primar Ivănucă, cred că nu se făcea așa ceva ce a făcut domnul primar Ivănucă. Cum vă numiți, stimată doamnă? Surgiu Maria. Foarte bine. Plajă. Ceva bun. Foarte bine și din privința primarului. Adică? Păi dacă nu era primarul, cine turna? Câți primari au fost în afară de Ivănuc? Și a turnat altcineva asfalt? Ivănuc, Sandu, Alexandru. Cum vă numiți, stimate domn? Casmetu Cătălin. Romana. Bună ziua. Ce părere aveți că primarul comunei a pus asfalt aici? Ai, extraordinar. E prea frumos. Frumusețe în Zabolocheni nu mai este ca nicăieri. Parcă aș vrea așa să și... Parcă nu-mi vine a crede că merg pe trotuar. Uh-huh. Avem un primar foarte bun. Extraordinar de primar și în comuna noastră. Este chiar din satul dumneavoastră. Da, da. Deci nu și-a uitat satul, nu și-a uitat comuna. Da, da. De unii... Suntem noi și el, dar e prea bun domnul primar, Ivănuc Alexandru. Îl iubim din tot sufletul. Cum vă numiți, stimată doamne? Moroșan Onișoara. Să trăiască domnul primar! Ați mai visat să aveți asfalt în sat? Nu, niciodată. Să trăiască, foarte bine. Cum vă numiți? Vlatil Vasile. Doamnă, sunteți de aici? Sunt născut aici. Mama mea stă aici. Locuiesc în București. Vin la părinți. Ați venit la părinți? La părinți, da. Ați mai visat asfalt aici în zonă? Dar având în vedere când am avut oamenii la mine, primatul băiat care crescut la noi în sat părinții, aici, mai la capul satului, având în vedere că avem grup aici cu o grămadă de piatră, care ei a sperat, dar uite că Dumnezeu a făcut o minune, se face și nouă, să facă și strada, așa, șanțurile. Da, piatra nu este din Prut, asta este superioară, este adusă de la Siret, da. Moldova. E adusă de la Siret, dar și de aici s-a făcut. E foarte, foarte, foarte multă piatră. Mergea pe pietrele astea pe aici, era un praf. Am vrut să văruiesc și n-am, am zis că mai las să termine asfaltul. Ați fost atâția primare aici și nu am făcut nimic. Nimic. Dar ăsta e de aici din sat și știe greu, știe cum s-a chinuit și părinții lui, până noroi, până toate astea. Chiar pe malul Prutului stă părinții. A cui? A primarului. A primarului. Da, primarului e băiat de aici, doamne, din sat. Uh-huh. Și vorbeam cu mama, mamă, vedeți, luați-l pe el, poate face ceva. Și uite că s-a adeverit. S-a adeverit.